Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom aborda tema reguli de calcul cu puteri în mulțimea numerelor întregi. Matematică, clasa 6. Știm că prin A la puterea N, unde A reprezintă un întreg nenul, iar N este un număr natural nenul, înțelegem produsul dintre A cu el însuși în număr de N mic ori. Adică produsul are N factori toți egali cu A. Prin convenție, A la puterea 0 este 1, și A la puterea 1 este A, în contextul în care A este un număr întreg nenul. Au loc următoarele reguli de calcul cu puteri, care în principiu sunt aceleași ca și în cazul puterilor cu exponent număr natural nenul. Prima dintre acestea ne spune că A la N ori A la M ne dă A la puterea N plus M, pentru orice A număr întreg nenul și orice N și M numere naturale. Cu alte cuvinte, când înmulțim două puteri cu bază număr întreg nenul și exponenți diferiți, baza se copiază, iar exponenții se adună. Să vedem prin câteva exemple cum se realizează acest lucru. Pentru primul dintre ele ne propunem să calculăm minus 3 totul la puterea 3 de înmulțit cu minus 3 totul la puterea 5. Avem două puteri cu baza minus 3 comună, exponenții fiind pentru prima putere 3, cea de-a doua 5. Rezultatul, în baza proprietății anterior expuse, este minus 3 totul la puterea suma dintre cei doi exponenți, 3 și 5, adică minus 3 la 8. Folosim pentru rezultatul final un rezultat care spune că pe mulțimea numerelor întregi, orice fel de număr negativ ridicat la putere pară, număr natural par, nenul, ne va da un număr pozitiv. Cu alte cuvinte, minus 3 totul la puterea 8 ne dă 3 la puterea 8. A punctul B, dacă calculăm produsul dintre 2022 la puterea 2022 și 2022 la puterea 2022, în această situație avem baza comună 2022, chiar și exponentul este comun 2022, acest lucru nu ne împiedică deloc să aplicăm prima proprietate, rezultatul fiind 2022 la puterea suma dintre cei doi exponenți, deci 2022 plus 2022, în consecință obținem 2022 la puterea 4044. A doua proprietate sau regulă ne spune că A la N împărțit la A la puterea M este egal cu A la puterea N minus M. Pentru orice A bază număr întreg nenul și orice exponenți N și M numere naturale cu proprietatea că N mic este mai mare sau egal decât N mic. Prin exemple, minus 3 totul la puterea 5-a împărțit la minus 3 totul la puterea 3 ne va da minus 3 totul la puterea diferența dintre exponenți, adică la puterea 5 minus 3, deci minus 3 totul la puterea 2, rezultatul calculului fiind 9. Așadar, când împărțim două puteri care au aceeași bază, număr întreg nenul, dar exponenți diferiți,
primul dintre acestea mai mare decât cel de al doilea, obținem ca rezultat o putere cu bază comună, al cărei exponent este diferența dintre cei doi exponenți anteriori explicitați. Să vedem acum în ce constă cea de-a treia regulă. Dacă avem de ridicat o putere la altă putere, atunci regula ne spune că exponenții se înmulțesc, iar baza puterii rămâne aceeași. Astfel, a la puterea n totul la puterea m este a la puterea n ori n. Pentru orice număr întreg n-ul a și orice exponenți n și m numere naturale. Spre exemplu, minus 3 totul la a treia și totul la puterea 5-a este egal cu minus 3 totul la puterea 3 ori 5, adică minus 3 la puterea 15-a, exponentul fiind impar, baza puterii fiind număr negativ, obținem minus în fața puterii 3 la a 15-a. De data aceasta, evident, fiind exponentul suficient de mare, nu vom calcula rezultatul final ca expresie număr întreg. Punctul B, plus 3 la puterea 3 totul la 5 ne va da plus 3 totul la puterea produsul exponenților 3 ori 5, deci 3 la puterea 3 ori 5, adică 3 la puterea 15. Proprietatea a patra ne spune că a ori b totul la puterea n este a la n ori b la n pentru orice a și b numere întregi nenule și orice n număr natural. Astfel, în exemple, acest lucru la punctul a se reflectă prin relația minus 5 ori plus 9 totul la puterea a doua, că ea este egală cu minus 5 la a doua înmulțit cu plus 9 la puterea a doua, respectiv la punctul B, minus 2 la puterea a patra înmulțit cu minus 3 totul la puterea a patra, egal cu minus 2 ori minus 3 totul la puterea a patra. Proprietatea 5 ne spune că atunci când împărțim două puteri cu bază număr întreg de nul și exponent număr natural, același exponent, se împart între ele bazele, iar rezultatul se trece totul la puterea comună n. Haideți să vedem cum regăsim acest aspect într-un exemplu. Minus 10 împărțit la minus 2 totul la puterea 3 este tot una cu rezultatul minus 10 la 3 de împărțit la minus 2 totul la puterea a 3. Ca aplicație ne propunem să calculăm expresia. Paranteză pătrată, în interior paranteză rotundă, minus 3 totul la 14-a, de înmulțit cu plus 3 totul la 5-a, totul se ridică la puterea a doua și se împarte la puterea cu baza plus 3 și exponentul 38. Din proprietățile anterior expuse, obținem ca prim rezultat 3 la 14 ori 3 la 5-a totul la puterea a doua, de împărțit la 3 la puterea 38, deci 3 la puterea 14 plus 5, adică 3 la puterea 19, totul la puterea a doua, de împărțit la plus 3, totul la puterea 38, conform regulilor de calcul referitoare la înmulțirea numărului întreg și operații cu puteri cu bază număr întreg nenul și exponent număr natural, obținem ca rezultat 3 la 38 împărțit la 3 la 38, deci 3 la diferența 38 minus 38, adică 3 la puterea 0, adică 1. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!